Slăviți să fie Domnul! Dacă vreți, haideți să ne ridicăm, citim câteva versete din Cartea Faptele Apostolului, capitolul 17. Începem citirea cu versetul 24. Fapte 17 cu 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințe lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumesc Domnului că suntem împreună la o părtășie sfântă. Mă aflu pentru a doua oară la slujbă în adunarea aceasta și doresc pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. L-am rugat pe Domnul să-mi dea înțelepciunea să mă port foarte atent cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți foarte scumpi, sunteți foarte valoroși. În 1 Tesaloniceni 5:23, Pavel spunea că noi suntem o trinitate. Avem duh, suflet și trup. Când omul moare, spunea Eclesiastul în 12 capitolul cu versetul 1, dar adu-ți aminte de făcătorul tău până când, spunea în versetul 7, nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Pavel spunea că noi avem trei lucruri, duh, suflet și trup. Când omul moare, țărâna, trupul, oricât ne-ar fi de drag, oricât l-am îngrijit de mult, l-am cosmetizat, l-am aranjat, și nu-i păcat. Efeseni 5:29 spune, nimeni nu și-a urât odată trupul, îl hrănește, îl îngrijește cu drag, nu? Dar trupul ăsta e condamnat să fie îngropat în țărână. Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat și rămâne sufletul. Ce facem noi cu sufletul? Care-i starea sufletului tău? Ce se întâmplă cu sufletele? Pentru că sufletul ăsta e foarte scump. Luca 9, 25. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar pierde pe sine? Sau mai precis Marcu 8, 36, 37. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar prăpădi sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Eu știind că sunteți voi de valoroși, l-am rugat pe Domnul să mă ajute să mă port foarte atent. Și m-am uitat peste adunarea asta mare și mă gândesc la tot, până acolo, la ultimul rând și acolo. Domnul să vă binecuvinteze! Amin, amin. În seara asta eu mi-am propus să vorbesc de preocuparea care o avem noi pentru suflet, pentru atitudinea care o avem față de sufletul nostru. Că eu cred că scopul suprem al vieții îi mântuirea sufletului. Celelalte evenimente de la școală, de la grădiniță, căsătorie, armată, celelalte sunt paranteze care le deschidem și închidem în ecuația vieții. Dar scopul final este mântuirea sufletului. În procesul acesta al mântuirii, Dumnezeu a avut inițiativa.
Eu cred că mântuirea este un parteneriat între Dumnezeu și om. Că Dumnezeu a început în noi mântuirea, a făcut lucru care nu-l puteam noi face, nu? Psalmul 40. M-a scos din fundul mocirlii, din groapa peirii, mi-a pus picioarele pe stâncă, eu nu puteam să mă mântuiesc. Dar asta a făcut Dumnezeu. Galateni 1:4, el m-a smuls din veacul ăsta rău. Asta a făcut-o Dumnezeu. Procesul mântuirii l-a inițiat Dumnezeu. Dar Pavel spunea Filipeni 2:12, după cum totdeauna ați fost ascultători, acum aduceți mântuirea până la capăt. Asta e partea noastră. 2 Corinteni 7:1 spunea, fiindcă avem astfel de făgăduinți, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Doamne ajută-ne! Gândul predicării mele în seara aceasta este, care e atitudinea în procesul acesta al mântuirii? Atitudinea față de sufletul nostru. Faptul că ați venit foarte mulți aici e o notă bună. M-am uitat peste adunare și la prezență, eu vă dau nota 10. E bună nota. Eram în Ucraina, într-o familie, la rugăciune și au venit copiii de la școală. Au venit mai mulți copii și au venit o fetiță, nu știu, de clasa, 3-a, 4-a, 5-a. Și am întrebat, e fost la școală, da? Îți place să înveți, da? Și ai luat vreo notă astăzi? Zic, am luat. Ce notă ai luat? I-au luat, așa ca militarul, poziție de drept, au spus, astăzi am luat nota 12. Eu am început să râd, ca și voi. Și mama spune, frate, la noi în Ucraina, notarea de la 1 la 12. Și ea învață foarte bine. Nu vă dau chiar 12, dar nota 10 vă dau la prezență. Dar aș fi curios, că predicatorii au curiozitățile lor, să mă gândesc așa, joia viitoare, oare cât o să fie aici la adunare? Suntem preocupați de suflet numai în felul de evangelizare sau în toată viața noastră? Eu mi-am propus astăzi să vorbesc de preocuparea noastră și am intitulat predica Între silință și nepăsare. Pentru că spunea Apostolul Pavel aici ca oamenii să se silească, să-L găsească pe Dumnezeu. Și ca să asimilăm mai ușor învățătura, am împărțit viața noastră în 3 etape distincte. Eu am împărțit-o așa numai ca să înțelegem mai ușor. Prima etapă și prima silință pe care trebuie să o dovedim este în a-L căuta și a-L găsi pe Dumnezeu. Pentru ca oamenii să se silească, să-L găsească pe Dumnezeu. O cântare veche spunea, unde-L cauți tu pe Domnul? Suflete iubite, când vorbim de căutarea lui Dumnezeu, Dumnezeu e omniprezent. Eu nu pricep asta. Spunea psalmistul, o știință așa de înaltă, așa, e prea înaltă ca să o pot cuprinde. În tot universul ăsta, mare, mare, cât e universul, peste tot e prezent Dumnezeu. El a făcut cerurile și pământul, Sfânta Lui. El nu poate locui la muntele Sionului în adunare, nu, nu. El umple cu slava sa, cu prezența sa, umple cerul și pământul. Slavă Domnului! El acolo este. Pe Dumnezeu îl găsim dacă îl vedem în istorie. Nu știu cât de atenți suntem noi cu creația. În Romani, parcă 1:20 spunea, în adevăr, însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ce a creat Dumnezeu. Așa că oamenii nu se pot dezvinovăți. Universul ăsta e structurat așa de oameni în grupuri, în roiuri, în galaxii, în sisteme. Nu, noi facem parte din Calea Lacteei, galaxia, nu? Vecin cu norul uriaș al lui Magellan, avem pământul, undeva e Baia Mare, undeva e muntele Sionul. Nu putem înțelege universul ăsta, dar când te uiți cu băgare de seamă, îl vezi acolo pe Dumnezeu. Îl vezi în istorie, dacă vreți. Evrei 1:1, după ce Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroce multe feluri, la urmă ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut și veacurile. Dumnezeu se descoperă oamenilor, acelor care îl caută din toată inima și care se silesc
ca să-l găsească. Să ne ajute Domnul aceasta, amin? Pe Dumnezeu îl întâlnim în Sfânta Scriptură, nu? Ioan 1:1. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Sau dacă vreți 5:39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Pe Dumnezeu îl găsim în Scriptură. Din experiența puțină pe care o am, am constatat că toți oamenii care sincer citesc Scriptura, Dumnezeu li se descoperă. Frații mei, eu întotdeauna pledez, trăim într-o explozie a tehnologiei. Informațiile acum cu trăire pământul, într-o secundă, două secunde, rotesc în jurul pământului. Câți din noi mai citim Scriptura? Câți din noi mai cercetăm Scriptura? Omul care cercetează Scriptura cu viață curată, cu inimă sinceră, îl va întâlni pe Dumnezeu. Mie îmi place să încurajez. Aici cuvântul lui Dumnezeu, nu vă dați seama ce putere are cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce a fost făcut e prin cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 33:6, cerul a fost făcut prin cuvântul lui. Versetul 9, el poruncește și ce poruncește ia ființă. Cuvântul ăsta spunea, eu nu sunt evanghelist, fraților. Mi-ar fi plăcut să vorbesc de lucrările Domnului, de vindecările Domnului. Psalmul 107, versetul 20 spune, el a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Am întâlnit slujbe în adunările Domnului, în care se predica Evanghelia și puterea de vindecare coborâs în adunare. Și Domnul a început să vindece și la urmă s-au ridicat bărbați și femei care au spus, Dumnezeu m-a vindecat. Și doresc ca puterea Domnului să fie și în seara aceasta aici. Cum lucrează Dumnezeu, când povestea fratele, la noi a venit o soră, era însărcinată, stare avansată, în luna 8-a, 9-a, avea o durere teribilă de rinichi. O făcând niște radiografii și au găsit o piatră mare și la Suceava doctorul nu a vrut să opereze și a spus, te duci la Fundeni, la București și te operezi acolo. Sora asta o chema frață și frața a venit, i-a făcut ungerea cu un de lemn. Și ea spune, mă simt bine, nu mă mai înțapă nimic, nu mă mai doare nimic. Bărbatul ei a spus, măi, mergem, avem planificare, mergem până acolo, nu-i facem de rușine. I-a făcut iar o radiografie și a venit specialistul de acolo și o întreabă, spune-mi, te rog, când te-ai operat? Și ea spune, domn doctor, dar nu s-a operat. Măi, uite aici, și-a arătat fotografia cu rinichiul operat și spune-mi cine e medicul care te-a operat, că eu așa cu sătură fină n-am văzut în viața mea. Și femeia asta spune, domn doctor, să-ți placă, eu n-am nicio tăitură. Dar ce cu clișeul ăsta? O să am chemat pe frații mei și s-a rugat și Domnul m-a vindecat. Pe ea a vindecat-o, iar pentru doctorul a făcut o cusătură. Eu tot la cusătura asta mă gândesc de câțiva ani. De ce a făcut acolo? Ca să vadă oamenii, da? Că Dumnezeu este Cel care vindecă. Cuvântul ăsta are putere să vindece. Petru 1:23 spune, noi am fost născuți din nou, nu dintr-o semânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Evangheliei mântuiește în seara aceasta. Amin? Mai citim noi Scriptura. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsă de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului, zbura așa cu o evanghelie veșnică. Aleluia. Asta e evanghelie veșnică. Aleluia. Ați citit astăzi de ea? Citim în fiecare zi din cuvânt? E vorba de căutarea lui Dumnezeu. Dorința mea este să mergeți acasă și să citiți în Scriptură. Cu post, cu rugăciune, cu o dorință sinceră și Dumnezeu vi se va descoperi. Amin? Căutarea Domnului are o vreme. Isaia spunea, căutați pe Domnul câtă vreme, se poate găsi, chemați-l câtă vreme e aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul păcătos de gândurile lui. Să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. În Evrei 4:1 spunea, să luăm dar bine seama, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească venit prea târziu.
Spunea cineva, un filozof, că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Oameni care au vrut să se pocăiască, dar n-au mai reușit. Care au vrut să facă o milostenie, dar n-au mai apucat. Care au vrut să viziteze un bolnav, dar n-au mai ajuns până la el. Dacă cineva vrea să se pocăiască, momentul prielnic pentru pocăință este în seara asta. Să ne dea Domnul înțelepciune, amin? Cum să-L căutăm pe Dumnezeu? Bâșbâind. Cuvântul ăsta se atribuie oamenilor care nu văd. În Isaia 59:10, bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui drum. Elima, când a fost pedepsit de Dumnezeu la porunca lui Pavel, i-a căzut niște solți și căuta doi oameni bâșbâind să-L ducă. Asta înseamnă că cineva trebuie să te ajute, cineva trebuie să te călăuzească. Și aș vrea călăuza să fie Duhul Sfânt în seara aceasta. Ne silim să-L căutăm pe Dumnezeu. Prima silință, în primul segment din viața noastră, în găsirea, în căutarea lui Dumnezeu. Avem exemple de Scriptură. Oameni care L-au căutat pe Dumnezeu. Filip, sau dacă vreți, vorbim de famenul etiopian, care a venit de la mare depărtare. El era străin, n-avea voie să intre în templu, pentru că era străin. Străinii aveau voie în curtea, din afara templu. El n-avea voie nici în curtea din afară, pentru că era famen. Și omul ăsta a mers sute, poate mii de kilometri, nu știu exact cât, ca să stea sub zidurile Ierusalimului, să stea sub zidurile templu, n-avea voie nici în templu, nici în curte. Dar așa a avut el o dorință, așa a avut el o preocupare. Și pentru că el era căutător de Dumnezeu, Dumnezeu i s-a descoperit. Slăvit să fie Domnul! În Sfânta Scriptură este o pildă că un împărat a chemat niște oaspeți la masă. Și Biblia spune, dar lor, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Eu vreau să vorbesc de mântuire, de aflarea lui Dumnezeu între silință și nepăsare. În Sfânta Scriptură sunt oameni care au fost silitori și Dumnezeu li s-a descoperit. Și în Sfânta Scriptură sunt oameni care au tratat cu lehamite, iertați-mă expresia românească, au tratat mântuirea cu o totală nepăsare și au ajuns în chinuire. Eu aș dori ca în seara aceasta, Domnul prin Duhul Sfânt să ne dea mai mult interes pentru mântuire. Amin. O mai mare preocupare pentru sufletul nostru. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vorbim de timpul când să-L căutăm pe Domnul. Dacă vreți, mergem în cetatea Ierihon. Trece Domnul prin Ierihon, îi mulțim, îi aglomerați, îi vacarni, gălăgie. Și spune Scriptura că un orb stătea în colb acolo, a auzit că trece Iisus, a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce l-auzeau îl certau să tacă, dar el striga și mai tare. El știa că era vremea când se putea întâlni cu Domnul. Era vremea atunci cea mai potrivită ca Dumnezeu să-L vindece. Domnul este aici, fraților, amin? Spunem Psalmul 82, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Matei 18:20, unde sunt 2-3 adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Este Hristos aici? Este prezent Dumnezeu aici? N-ai vrea să te atingi ca femeia de altă dată de poala hainei lui? El îți va da vindecare, cu siguranță. El îți va da iertarea de păcate, cu siguranță. El îți va da mântuirea sufletului. Doamne, ajută-ne în aceasta. În Ieremia 4:6, parcă cu 17, scrie acolo un verset. Acolo strigă, Faraon este un pustiu pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. Bartimeu a profitat de clipa potrivită. Faraon, împăratul Egiptului, a ratat clipa potrivită și a ajuns în pustiu. Suntem la evangelizare. Unii sunt veniți pentru prima dată, alții au mai fost, alții poate s-au hotărât în serile trecute, nu știu. Alții suntem pocăiți de multă vreme, dar ar trebui să fim mai preocupați de sufletul nostru, să dăm dovadă de mai multă silință în procesul acesta al mântuirii. Dumnezeu să ne ajute, amin?
Trecem la a doua etapă. După ce l-am găsit pe Dumnezeu, urmează umblarea noastră cu Dumnezeu. 2 Petru, parcă capitolul 1, versetul de la 5 în jos, spunea: de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta cu fapta, cunoștința, înfrânarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, că dacă veți avea din belșug acestea toate, să oprim din citare, da? Dați-vă și voi toate silințele, ca să trăiți aceste virtuți creștinești. Asta e treaba noastră, să unim cu credința noastră fapta. Aici nu e vorba numai de milostenie, e vorba de faptele credinței. De cineva poate să creadă, ajunge la evangelizare, ascultă cuvântul Domnului și spune: măi, pocăința e bună. Pocăința e bună. Asta e credința la care ajunge el. Dar nu unește cu credința fapta. Spune că e bună și nu se mai pocăiește niciodată. Măi, trebuie să iau și eu botezul, că e biblic să iau botezul prin mărturisire cu gura. Dar măcar că el crede asta, nu mai ia botezul, pentru că el nu unește cu credința fapta. Dumnezeu să ne ajute să facem, amin? Să nu fim insensibili. În Matei 11 cu 12 spune: din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția lui Dumnezeu se ia cu... Și cine dă navala? Pune mâna pe împărăție. Hai să dăm navala în seara asta. Cu ce voi asemăna neamul acesta de oameni? Și vorbește de niște copii fără reacție, care stau în piață și strigă unul către altul: v-am cântat de jale și nu v-ați stânguit, v-am cântat din fluier și nu v-ați bucurat. Am întâlnit oameni din ăștia. Vin la evangelizare și aud un cântec de jale. Cântecul de jale e o metodă a lui Dumnezeu de a te chema. Ai un necaz, ai o problemă, ai o boală, ai o pierdere. Tu nu vezi că prin asta Dumnezeu te cheamă la pocăință? Dar stai fără reacție, nu ai nicio reacție. La alții le cântă de bucurie, îți merge bine toată viața, nu te-a ajuns niciun necaz, ești fericit. Nu vezi că Domnul prin asta te cheamă la pocăință? Acolo, într-un sat lângă noi, a venit la pocăință o familie de oameni tineri, bine cotați în sat. Dintr-o dată au venit la adunare și se hotărăsc la pocăință. Fratele care mi-e păstor și prieten îl întreabă: măi, nu v-am văzut la evanghelizări, cum de vă pocăiți? Ce vă v-a făcut să vă pocăiți? Și el îi spune: frate Vasile, de acum eu spun frate, în toată viața mea Dumnezeu mi-a purtat de grijă, nu m-a ajuns în familia mea niciun necaz. Am vorbit cu nevasta în casă și am spus: măi, pentru tot binele ăsta, n-ar trebui noi să ne pocăim? Și au venit la adunare, s-au pocăit și au rămas în adunare. Ei s-au pocăit că Domnul le-a cântat din fluier. Domnul a avut o metodă frumoasă de a-i chema. Unora le cântă de jale, dar am întâlnit oameni care rămân fără reacție. Orice ar predica predicatorul, au venit Ioan Botezătorul, nici mâncând, nici bând. Și v-ați depărtat de el. O venit fiul omului mâncând și bând și l-acuzați. Vine unul cu o mustrare în adunare și tu spui: ce mustră asta? Vine unul cu o predică frumoasă, veselă. Asta e prea glumeț. Dar cum să îți atingă inima? De ce stai fără reacție? De ce nu dai năvală să pui mâna pe împărăție? Să ne ajute Domnul să o facem, amin? Revin la virtuțile creștinești. Uniți cu credința voastră fapta. Eu am spus că sunt multe mașini și scumpe mașini, la ora actuală, performante, tare. Eu nu cred că este mașină încă construită să mă sui eu de la muntele Sionului, de la Baia Mare, din fața adunării, să aprind farurile și să văd până acasă. Este așa mașină? Nu, dar știți cum? Pe timp ce înaintez, farul îmi luminează și mie drumul și ajung pe ulița satului meu, da? Oamenii sunt care vor ca să cunoască toate tainele lui Dumnezeu, dar nu ca să împlinească, numai ca să le știe. Unii ar mai uni mai degrabă cu credința, ar uni cunoștința. Trec peste treapta anumite fapte. Acolo spune să unim cu credința noastră fapta și cu fapta cunoștința. Unii ar uni cu credința cunoștința.
Vine toată săptămâna, cine vine mâine seara la predică? Oare cum o să predice? Dar apoi mâine seară. Dar cine vine să cânte? Dar cine, pe cine mai chemați? Îs foarte curioși oamenii, îs setoși după cunoaștere, dar nu ca să împlinească, numai ca să știe. Dumnezeu nu-ți descoperă, fratele meu, prietena mea, planul său de la A la Z. Nu, nu. El îți spune seara astăzi să te pocăiești, tu încearcă. Îți spune să mai vii la adunare, tu vino. Îți spune să iei botezul, tu primești botezul. Îți spune că trebuie să te botezi cu Duhul Sfânt, intră în stăruință. Și Dumnezeu îți descoperă pas cu pas. Să ne dea Domnul pricepere, amin? Nu intrăm pe toată scara aceasta, de la credință, faptă, cunoștință, înfrânare, evlavie, dragoste de frați și iubire de oameni. În umblarea noastră cu Dumnezeu, Pavel mai avea grijă și se silea într-un domeniu. Fapte 26:14. De aceea mă și silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, dragi pocăiți de la Baia Mare, în umblarea noastră cu Dumnezeu, trebuie să avem întotdeauna un cuget curat. Timotei 1:19, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și o rătăcit de la credință. Noi vorbim de credința asta care vindecă bolnavi, noi vorbim de credința care mută munții, noi vorbim de credința mântuitoare, dar credința aceasta locuiește într-un cuget curat. Pavel știa asta și spune, eu toată viața mea m-am silit ca să am un cuget curat. Cugetul tău e curat? Eu spuneam odată, avem așa o tendință de cosmetizare a imaginii noastre. Ne prezentăm câteodată prea sobri, câteodată prea călăuziți, câteodată prea aspri, ca să pozăm bine. Dar spuneam, dacă aici, unde afișați voi, ar fi afișate gândurile noastre de ultimele 24 de ore, cât ar trebui să ne smerim? Cât ar trebui să ne pocăim? Cum stăm cu curăția cugetului? Ca să umblăm cu Dumnezeu, ne-am silit și l-am găsit pe Dumnezeu că ni s-a lăsat descoperit. De acum urmează al doilea segment, umblarea zi de zi cu Dumnezeu. Trăim virtuțile creștine, dar trăim cu un cuget curat. Să ne ajute Domnul, amin? Există pete pe cuget. Parcă în Proverbii 12:20 vorbea de înșelăciunea care strică cugetul omenesc, da? Înșelătoria în inima celor ce cugetă rău, asta e o pată. Ați auzit de vreun om care a înșelat pe altul? Ați auzit de un pocăit care a înșelat pe altul? Cum e cu cugetul acela? Unde locuiește credința? Într-un cuget cu pete pe el? Într-un cuget murdar? Nu se poate. Scrie în parcă în cartea Samuel 25:31 versetul, când femeia aia înțeleaptă, stând de vorbă cu David, îi spunea că atunci nu te va mustra cugetul și nu te va durea inima că te-ai răzbunat singur și ai vărsat sânge. Răzbunarea este o pată pe cugetul nostru, nu? Răzbunarea. Sunt oameni care se răzbună, dar cugetul acela nu-i mai este curat. Că eu în momentul când mă răzbun, când sunt necaz, când am resentimente față de cineva, cugetul meu se întinează. Și Pavel spune, eu mă silesc să am totdeauna un cuget curat, să ne ajute Domnul. În mica parcă în 2:1 spunea, vai de cel care cugetă nelegiuire în patul lui. Și dimineața, dacă e posibil, o înfăptuiește. Vi s-a întâmplat să cugetați nelegiuire? Stați așa voi în fața lui Dumnezeu, nu ridicați mâna. Vi s-a întâmplat să gândiți murdar vreodată? Vi s-a întâmplat să vină gânduri negre cu grămada, cum spune psalmistul? În ce stare e cugetul nostru? În umblarea noastră cu Dumnezeu, trebuie să ne silim, fraților, să avem întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Dacă cineva și-o murdări cugetul și nu se poate să nu fi murdărit, pătat cugetul, că
Trăim într-o lume murdară în care vrea diavolul să ne murdărească gândurile noastre. Nu aș vrea să intru în detalii cum ni se pot strica gândurile noastre, cum spunea Pavel în 2 Corinteni. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care e Hristos. Ni se pot strica gândurile. Asta e lupta care o ducem noi în fiecare zi. Asta e lupta pocăință care o ducem noi. Și dacă ne-am trezit că am gândit rău, că am gândit păcătos, că am gândit nelegiuirea, ce este de făcut? Dumnezeu ne-a lăsat posibilitatea să ne curățăm. Da. Există metode de curățire. Și iarăși revin la cuvântul lui Dumnezeu. Din Efeseni 5:26, ca să o curățească, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Frații mei, simpla lecturare a Scripturii te face mai curat. Stai o oră cu Scriptura în mână și ai să fii mai pocăit. Dumnezeu să ne ajute, amin? În 1 Ioan 1:7 spunea, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește. Avem la dispoziție sângele Domnului Iisus. Apelăm la sângele acesta care ne înnoiește gândurile, le regenerează, ne curățește cugetul nostru. Să o facă Domnul, amin? Amin. Și apoi spunea 1 Petru 1:22, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul. Umplerea cu Duhul Sfânt ne ține curați pe calea pocăinței. De aceea spune Apostolul Pavel în Efeseni, nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și doresc ca Domnul să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt. Odată venea un frate și întreba dacă e voie de băut bere fără alcool sau puțin vin, că îl doare stomacul. Și fratele cita un alt frate, zice, măi, du-te acasă, ia un pahar și umple rasa, așa, ochi, plin, plin, plin. Și după ce îl umple plin, întreabă cât mai încape el. Păi nu mai încape nimic. Măi, dacă tu ești plin de Duhul Sfânt, cât bere mai încape în tine? Ar mai încăpea multă bere, mult vin? Dacă tu ești plin de Duhul Sfânt, să ne dea Domnul pocăință, amin? Vorbeam între silință și nepăsare. Care va fi atitudinea ta în seara asta? Pentru că ați venit foarte mult, Domnul să vă binecuvinteze. Ascultați Evanghelia. Dar Iacob 1:22-23 în jos spunea, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singur, că dacă cineva ascultă cuvântul și nu îl împlinește, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce pleacă, uită. Vorba fratelui Vasile Răuț spunea, oameni buni, oglinda nu spală pe nimeni. Ați văzut o oglindă să vă speli pe careva? Eu mă uit în oglindă și dacă sunt murdar, păi eu trebuie să mă spăl, nu oglinda mă spală. Dar dacă nu vreau să mă spăl, uit, rămân tot murdar. În fața dumneavoastră e cuvântul lui Dumnezeu, da? Asta e oglinda. Cineva explica o frumos despre oglindă și spunea așa, ce este oglinda? Oglinda e o bucată de sticlă pe spatele căreia se aplică niște vopsea neagră. Și în momentul când te uiți în oglindă, tu te vezi pe tine. El spunea că oglinda, sticla ar fi cuvântul Evangheliei, iar vopseaua aceea neagră, aplicată așa, ar fi dorința de a-L împlini. Adică cum e Biblia mea așa cu copertul, eu și o aduc înspre mine, vreau să o împlinesc. Dar e câte un copil obraznic, e un cui, e un ban și zgârie vopseaua. Ați văzut? Oglinză zgâriată. Și când te uiți, nu te mai vezi pe tine, îi vezi pe alții. Spunea fratele, e câte un frate mai obraznic, care e Scriptura, nu cu dorința să-l împlinească, ci el pe Scriptură îi urmărește pe toți. Păstorul e așa, prorocul e așa, cântărețul e așa. El nu se uită în Scriptură ca să o împlinească. El se uită prin Scriptură să vadă cum trebuie să fie alții. Să ne dea Domnul pocăință și în sensul ăsta, amin? Deci acum ați venit în număr frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Aveți preocupare, văd. Se predică Evanghelia de o săptămână și încă se va predica. Care e reacția noastră față de Scriptură?
ne hotărâm pentru pocăință, vrem să fim mai curați, ne silim ca să umblăm cu Dumnezeu sau rămânem tot ca mai înainte. Aș dori ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să ne cerceteze și să luăm hotărâri noi de pocăință. Amin? Al treilea segment de care spuneam eu, în care trebuie să dăm dovadă de silință, este în întâlnirea noastră cu Domnul. Deci, prima dată, să ne silim ca să-L găsim, să ne silim în umblarea noastră, împlinim virtuțile cu un cuget curat, și acum, în întâlnirea mea cu Domnul, există două posibilități. Una, să mor, că toți murim. Sau a doua, să vină sfârșitul lumii și răpirea. În amândouă posibilitățile apare cuvântul silire. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 9. De aceea ne și silim să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Deci în momentul când noi murim și pentru moarte, pentru întâlnirea cu Domnul, eu mă silesc ca să trăiesc pocăința. Să ne ajute Domnul, amin? Iar când vine Domnul, spune în 2 Petru, capitolul 3, versetul 14, de aceea filiți-vă ca la venirea Lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Să ne ajute Domnul. Nu știu când va fi răpirea, eu știu că Domnul va veni. Nu știu când voi muri eu. Eu am participat și am predicat la multe, poate sute de privechiuri și înmormântări. Că îi acuzam pe cei din străinătate că ne-ați confiscat binecuvântările de copii și ne-ați lăsat nouă înmormântările. Dar noi chiar avem multe înmormântări. Am predicat la mulți și întotdeauna îmi pun întrebarea, cine va fi următorul? Fratele Dorel știe, la marginea primăria un proprietărit biserica cu un teren pentru cimitir și frață foarte gospodare acolo. A făcut un gard, o poartă frumoasă, a făcut o rugăciune și fratele Modest a întrebat cine va fi primul îngropat oare în cimitirul ăsta. El a fost. Câți copii avea? Fratele Modest, 14 parcă. La 45 de ani a murit. Și l-a pus frață păstor pe Ionel Neculce și când Ionel Neculce a împlinit 45 de ani, tata 14 copii a fost îngropat acolo, lângă fratele Modest. Nu știm când murim, oameni buni. Eu am fost la multe mormântări. Când în Pătrăuță, Suceava, am predicat la o mormântare și când o trebuie să scoată din casă trei sicrie, că a venit băiatul din Italia de 27 de ani și a mânat o fată de 15 ani și una de 13 ani. Cânta corul de la Ițican foarte frumos și când tata a pus mâinile în cap și a prins de sigriu și a spus, nu plecați! A început corul să plângă așa ca la o comandă, plângeau toți și era o luptă să scos trei sicrie. Nu știm când plecăm. Nu știu, eu călătoresc mult cu mașina. Mi s-a întâmplat, mergând la Sighetul Marmației, am adormit exact în vârful muntelui și m-am oprit pe partea stângă, că m-a oprit Dumnezeu. Și multe ni se întâmplă. Nu știu când plec, dar eu mă silesc să fiu găsit plăcut înaintea lui Dumnezeu. Că nu știm când moare cineva și cine va muri primul. Veți auzi, a murit dragul Croitor. Nu-i problemă de asta. Dar când voi muri, eu voi fi găsit plăcut lui Dumnezeu? Voi termina cu bine alergarea? Sau dacă vine Domnul răpirea, voi fi găsit fără prihană, fără vină și în pace? Dumnezeu să ne ajute, amin? La noi un frate s-a pocăit și a avut un vis. El s-a pocăit mai bătrân, așa, venit din lume. Și i-a spus la prezbiterul la noi, măi frate, am avut un vis că mergeam pe un drum și se mergea ușor și era frumos, mergeau mult. Dar la un moment dat așa a început să bată un vânt și eram tot mai puțini. Și spunea fratele ăsta cu lacrimi în ochi, frate, mai aveam o bucățică ca să termin, că vedeam capătul drumului. Așa bătea vântul de tare că nu mai puteam înainta. Și atunci, în vis, mi-a venit mie așa în minte și m-a spus, dacă bate vântul așa de tare, am să merg în genunchi. Și spunea frate Sami, știu că am terminat drumul mergând pe genunchi și am ajuns cu bine. Ei, viața acestui om, așa a fost. Sfârșitul vieții lui a fost doar pe genunchi. Dar avea dorința ca să se întâlnească cu Domnul. Să sfârșească, numai să sfârșesc cu bucurie, alergarea, spunea Apostolul Pavel. Frații mei,
Avem interes să ne întâlnim cu Domnul? Avem cântarea aceea frumoasă, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul. Am îndat 60 de ani. Gândul răsplătirii și dorința asta s-au născut în mine când eram copil și încă nu m-a părăsit. Dacă am o dorință înaintea lui Dumnezeu, este să mă întâlnesc cu Domnul. Amin. Dar când va veni Domnul pe nori, eu să fiu găsit fără vină, fără prihană și în pace. Să ne ajute Domnul. Așa trăiești tu. Poate ești pocăit de multă vreme și nu ești în pace cu cei din casa ta. Și nu ești în pace cu cei din adunare, cu frați și cu surori. Dacă la noapte Domnul vine, sau dacă la noapte tu pleci, unde vei merge? Nu ne este permis, fraților, ca să urâm pe cineva. Și nu știu, nu face parte din predica asta. Când am vorbit de dragoste, eu am vorbit din pilda semănătorului. Că un bob aduce 30, altul 60 și altul 100. Acum rămân doar acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Credința nemică, destul de mică, rodească noi 30, nădejdea 60, dar dragostea 100. Am pus atunci o întrebare, o repet acum la dumneavoastră. Dacă din adunarea asta mare, eu vă iubesc, 99 iubesc, dintr-o 100 eu iubesc 99, sau poftim, îi iubesc pe toți, cu excepția unuia, dar nu spun pe tine, pe unul urăsc de aici. Pe unul urăsc. Și la noapte vine Domnul. Merg în rai sau în iad? Unde merg? Numai unul urăsc din Baia Mare. Asta nu face, eu n-am schimță de predică. Asta mi-a spus Domnul să vă spun vouă. Dacă urăști pe cineva din casa ta, din neamurile tale și din adunarea Domnului, din cârmuirea adunării, nu poți să-l vezi, nu poți să-l suporți. Unde vei merge tu? Ești fără prihană? Fără vină și în pace? Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, amin? Citeam acolo Matei, mustrarea cetăților nepocăite. Când am citit, am rămas surprins. Domnul se uită la niște sate de pescari și așa le mustră, vai de tine, Horazime, vai de tine, Capernaume. Și m-am gândit, dar ce-a făcut? Îi compară cu Tirul și Sidonul. În ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora. Știți voi ce era în Sodoma și Gomora? De ce Capernaum? De ce Horazimul? De ce niște sate de iudei sărace erau comparate cu acestea? De ce apare mustrarea cetăților nepocăite? Știți de ce? Domnul a trecut odată prin satele astea într-o călătorie misionară. Le-a propovăduit Evanghelia Împărăției. Au făcut minuni, că dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minuni care au fost făcute în tine, de mult s-ar fi pocăit. Au făcut minuni, le-au propovăduit Evanghelia și au plecat mai departe. Și acum Domnul trece a doua oară pe acolo și constată că ăștia nu s-au pocăit. Și așa s-a supărat Domnul și le dă o a treia întâlnire în ziua judecății. Nu știu de câte ori ai fost la adunare tu. Unii pentru prima dată, alții au fost de multe ori. Nu știu de câte ori te-a chemat Domnul la pocăință. N-ai vrea în seara asta să te pocăiești? S-ar putea Domnul să-ți dea ultimul termen de întâlnire, știți când? La judecată. Și atunci e prea târziu. Haideți să ne pocăim astăzi, amin? Amin. Vorbim de nepăsarea aceasta, spunea Apostolul Pavel lui Timotei 4:14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. În Evrei 2:3 spune, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de mare? În Cronici 29:11, nu stați nepăsători, voi ați fost chemați în slujba lui Dumnezeu. Între silință și nepăsare. Pe aici pe undeva ești tu, care mă ascult. Ești un pocăit harnic, silitor, preocupat de mântuirea sufletului tău sau un pocăit superficial și nepăsător? Aș dori ca Domnul în seara asta să ne dea pocăință. Să dăm dovadă de silință în relația noastră cu Dumnezeu. Și nu uitați, scopul suprem al vieții nu-i să ne facem averi pe pământ. Nu este să trăim foarte bine pe pământ. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Cerurile vor trece cu trosnici, eu chiar cred asta. Trupurile cerești se vor topi de căldură mare. Și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Acolo vor locui cei care s-au silit să trăiască cu Domnul. Să ne ajute Domnul. Amin. Amin.